Au fost fericiți, pentru cei 6 ani de căsnicie. Ce surpriză a pus la cale soțul tău împreună cu Raffaello și cum ai primit-o tu, vedem imediat. E o zi specială, așa cum v-am anunțat atunci când am fost la restaurant, da. La restaurantul libanez. Veronica, te așteptăm. Viorel, avem treabă acum. Da, trebuie să organizăm tot. Avem reorganizat tot aici. Da. Suntem într-un cadru mirific. În timp ce Viorel și Raffaello puneau la punct ultimele detalii, vulpița era răsfățată la maxim. Veronica s-a simțit ca o zeiță duminică dimineață, când, fără să știe că o așteaptă o mare surpriză, a trecut pe la un salon de înfrumusețare. Acolo, tânăra a avut parte de tratamente faciale și corporale dintre cele mai alese. Dar haideți să vedem cum a început totul. Ea este acum la un salon de înfrumusețare. Ia uzi, bă, se face frumos, da. Se face frumoasă pentru tine, vezi? Noi nu știe, păi, și tot ea nu știe unde. Da, ea nu știe nimic. A, trebuie să pregătim, acum trebuie să mergem să pregătim ceva frumos. Rafa, deci uite, ea se duce la înfrumusețare și noi muncim. Ai, ce să faci? Trebuie să o împaci acum, dacă ai greșit. Cum vine problema? Dacă ai greșit până acum, trebuie să o împăcăm. Imediat cum a pășit în salonul de înfrumusețare, vulpița a fost întâmpinată de cele două gazde care și-au propus să o răsfețe. Bine ați venit! Vai, Veronica, ce onoare să vii în salonul nostru! Nu au zăbovit prea mult, pentru că vulpița a fost nerăbdătoare să afle ce surprize i s-au pregătit. Pentru început, aceasta a avut parte de o ședință de reflexoterapie. La tine gradul de stres e zero și acum lucrăm puțin pe depresurizarea tălpilor. Și cu somnul stai bine, să știi, și cu inima stai bine, în schimb ești foarte emotivă, să știi. Da. Îți transpiră palmele des? Da. Gradul de emotivitate e foarte ridicat. În timp ce vulpița se relaxa, Gogu Bursucu, prietenul lui Raffaello, a pus la dispoziție totul pentru ca Viorel să cadă în picioare în fața soției sale într-o zi atât de specială. Plăcerea mea a fost să fiu puțin de ajutor pentru Veronica și pentru Viorel, pentru că sunt niște oameni extraordinari. Și să nu uităm, azi împlinesc 6 ani de când suntem împreună. 6 ani de când împreună, nu? Da. Bun. Da. Deci haideți să ne apucăm de treabă, Viorel, să facem ce avem de făcut și... Îl am pe Rafa aici, ajutor. Cum te simți, Veronica? Foarte bine mă simt, parcă am mai scăpat așa de stres. Ai mai fost, Veronica, la masaj? Nu, acum prima dată. Este foarte bine. Da, stai un pic, păi noi... Stai așa că nu ești. Rafa, noi am venit aici, facem, dar muzica unde? Muzica, bă, muzica, corect. Da, bă, fără muzică o să aducem nu și se muzică poate. Imediat, să știi. Salut, domnul Viorel. Să trăiți, lăsa jos. Am venit să-ți onorăm ziua cu o muzică frumoasă. După ședința de reflexoterapie, Veronica a avut parte de un tratament relaxant de împachetare cu ciocolată, ceea ce nu a putut decât să o încânte. Ia uite, Veronica, cu ce-ți dau, câtă ciocolată! Dar ce bine miroase! Această ciocolată îți hidratează pielea, ai picioare frumoase, ești o delicată, dar acum trebuie să ne și întreținem piciorușele și pielea în general. Iar această ciocolată îți dă luminozitate, tonifică pielea, te împachetezi, da, cu această pătură ca tratamentul să aibă mai multă eficiență. Da, am înțeles. Da? A venit mâncarea. A venit și mâncarea. Mâncare bună, libaneză. Acum a venit mâncarea libaneză de la prietenul nostru, Malek. Să vedem ce ne-a adus aici. Să vedem comanda, ce comandă. Să vedem, că ne-am pus baza în el și sunt sigur că să vedem a ieșit ceva ce pe cinste. Salut! Ce elegant e, Malek. Aici prima ură. Așa. Salată e, recele și după e gretarul. Stai puțin, mai e ceva? Mai e ceva? Mai am. Da? Da. Ia să vedem, unde? Mamă. Tata, ai dat peste cap, nu, nu glumă. Deci stai în mașină. Oho! Deci e bine. Mâncăm tot orașul. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. M-am gândit să-ți fac o mască cu aur
da? Și când ieșim, să ieșim frumoase și față și corp, să fie așa ca o divă astăzi. Acest aur este de 24 de carate, foiță de aur. Aplicăm această mască cu aur, care hrănește pielea și nu o lasă să îmbătrânească. În partea cealaltă, mâncarea era așezată tacticos pe masă de către Malek și ajutorul său. Iar la un moment dat, Viorel a decis să o sune pe Vulpița ca să o inducă puțin în eroare. Planul era ca el să-i spună că o așteaptă mai repede acasă. Draga mea iubită, ce faci? Mai durează mult? Dar nu-ți interesează. Hai, te rog! Chiar dacă Vulpița n-a fost foarte comunicativă, Viorel nu s-a lăsat descurajat. Ba chiar asta l-a ambiționat și mai mult să-și ducă planul până la capăt. Asta în timp ce Veronica era deja pe picior de plecare de la salonul de înfrumusețare. Veronica, cum te-ai simțit la noi în salon? Foarte răsfățată, foarte bine m-am simțit. Vă mulțumesc! Mă bucur! Îmbrăcat la costum și cu un buchet de trandafiri în mână, Viorel a dispărut din peisaj atunci când Veronica și-a făcut apariția. Planul lui și al lui Rafa era ca artistul să fie prima persoană pe care Vulpița o va vedea. Așadar, după ce s-a răsfățat ca o divă la salon, Vulpița a ajuns la o locație exclusivistă pentru o surpriză de zile mari. Nu a știut nicio secundă ce îi se pregătește, însă duminica a fost o zi specială. Ea și Viorel au aniversat 6 ani de căsnicie. Și îmbrăcată elegant, Veronica a pășit pe covorul roșu, acolo unde, conform planului, o aștepta complicele Rafaelo. Cine e? Rafa. Ai vino cu ace... Da. Păi de ce șarfă mi-am pus special pentru tine? Bună. Bună. Ce faci? Bine. Bine ai venit aici. Hai să te pun la scaun aici. Haide, hai cu mine. Am o surpriză specială pentru tine. Da. Haide, stai jos aici. Stai. Opa. Așa. Așa. Ce faci? Cum ești? Bine. Cum ți se pare aici? Foarte drăguț. Foarte frumos, da? Da? Am o surpriză specială pentru tine astăzi. Da. Este o zi mare și un bărbat m-a rugat pe mine, a zis că vrea să te cunoască și m-a rugat să-l ajut eu, știi? Uh-huh. Iar eu mi-am dat tot interesul și am încercat să-l ajut cât se poate de mult. Da, cine? E cineva secret, a zis că vrea să te cunoască. Am această eșarfă. Da. Specială pentru tine ca să te leg la ochi, înțelegi? Te leg la ochi ca să nu vezi și eu îl chem pe bărbat, da? Care vrea să se cunoască. Haide să vedem. Da, bine. Să facem surpriza asta, da? Da, am cam emoții. Nu contează, lasă că-ți trec emoții, că sunt lângă tine aici, da? Așa. Da. Vezi ceva? Da, miroase parfum. Vezi ceva? Nu. Nu vezi, nu? Nu. Perfect, perfect. Să vină bărbatul secret. Hai să vedem acum ce vine. Ceva special pentru tine. Așa, așteaptă. Nu văd nici. Îți dau eu jos aia, imediat. Dar nu vorbește. Acum mă duc eu, nu te uita, da? Hai, nu. E special. Nu am pe unde să mă uit. Hai, Virele, hai. Hai, Virele, hai. Ce? Nu văd nimic. Parcă stai așa. Lasă-l pe el să-ți dea, să-ți dea. Tu! Erai. Păi am ghișit. Bravo! Bine! Nu-ți place surpriza? Mm. Super, super! Cum nu-ți place surpriza? Uite cât e, cât e surpriză să aici. Îți place? Uite, ce e aici? Da. Acum, știi câți ani să faci azi? De la căsătorie? Da, știu. Cât? Da, știu. Da, ai să rămâi singur, îmi pare rău. Nu. Ba da. Și florile nici nu le vreau, îmi pare rău. Ai, cum nu le vrei? Nu. De ce? Nu. Ba da. Să ți le iei, poftim, ia-ți florile. Nu, nu, nu. Ia-ți-le. Eu nu le vreau. Nu. Nu. Îmi pare rău, nu primesc. Da, de ce? Când te-ai comportat și dimineața cu mine, nu pot. Nu. Crezi că asta mă recucerește pe mine? Nu mă recucerește. Cum adică? Nu. Degeaba ai încercat, dar nu poți. Mă, dar asta e pentru aniversare, mă. Nu. Îți dai seama, 6 ani. Nu mă interesează. Uite așa. Și de acum... Și mi-ai cerut și vergheta.
punem alta, că mai urmează. De seară la ora 20, urmează alta care e mai, cea mai principală. Nu la, mai e. Vei merge să... Să ce să? Nu știu. Să renoim jurămintele. Eu cu tine. Da. Nu. Ba da, nu. La ora 20. Nu. Eu te iubesc. Și vreau să fiu până la adânci bătrâneții lângă tine. Nu. De ce nu? Nu vreau. Ba da. Nu. Ba da. Dacă știam că mă aduce aici, nici nu vineam. Cum? Te rog frumos să lasă-mă, ține. Nu mai vreau. Așa ceva. Nici nu mă așteptam. Nu mai vreau nimic. Rafaelo s-a dus numai decât după vulpița, să o liniștească și să o aducă la masa romantică în doi. Nu mă interesează nici florile lui, nu mă interesează nimica. Nu, singur ai să stai. De ce? Veronica, uite, și eu am fost aici prezent, l-am ajutat. Nu, la distanță. Dar și-a cerut scuze, a zis că vrea să începeți, să aveți un nou început. Nu, nu s-a schimbat. Până la urmă, sărbătoarea în doi s-a transformat într-o masă în trei. Căci vulpița a acceptat să se întoarcă la Viorel doar dacă vine și Rafaelo. Dar ce să vezi, până să ajungă la masă, s-a supărat Viorel și a plecat el de această dată. Stau un minut și după aia eu pot să plec și o las aici și fac ce vrea. Haide. Păi eu mi-am dat seama de la poartă că tu nu ești acasă. Stai aici, Viorel. Ei. Mamă, hai că stai eu de vorbă cu tine aici. Mi-ai aruncat și șarfa. Iartă-mă, n-am vrut să-ți arunc, dar mi-ai aruncat-o lui. Păi ce s-a întâmplat? Ei. Vreau să știu și eu de ce v-ați certat voi. El a început și seara, mi-a luat telefonul, vrea el, să mi-l spargă. Eu am vorbit cu el vreo oră ieri și mi-a zis în felul următor. Rafaelo, vreau să-i fac o surpriză, vreau să o împac pentru că, nu știu, o iubesc, țin la ea. Dacă era băiat ca lumea calculat, nu-mi lua telefonul. L-a bagat. Da. Da, eu am vorbit cu el și el, dar el poate nu poate. Că poate nu. El mă controlează. Poate așa el. Glumește el cu tine, da, poate glumește, așa își glumește, după iubirea. Și mă jignește între mine și între Viorel s-a încheiat. Nu mai este absolut nimic. El a plecat acum aici. Și poți să pleci și nici nu mă interesează. Dacă știam că vine el cu buchetul, îl aruncăm aici în piscina asta. E, păi tu trebuie să-l lași de la tine, nu trebuie să fii rea. La un moment dat, Viorel s-a întors, dispus să mai încerce o dată o discuție cu soția sa într-o zi atât de importantă pentru familia lor. Nu-ți pare rău că dai la 6 ani, dai cu picior? Nu, nu-mi pare rău. Decât cu tine mai bine singură. Prea multe s-au adunat. Și la mine s-au adunat, da. Multe, foarte da, multe. Cred. Ce vrei să te fac? Să ascult, un pic de respect. Pentru mine, pentru Rafa. Dacă știam că vineai tu, nici nu vineam. Îți mulțumesc foarte frumos pentru surpriză, dar să rămâi singur în continuare aici. Până la urmă, cei trei au putut începe să mănânce din bunătățile aduse special pentru ei, nu înainte de a închina un pahar de șampanie. Ce părere ai de surpriza asta? Nu. Păi cum? Nu-ți place? Uite, nu, plouă. Nu-mi place. Plouă cu fericire acum, plouă cu iubire. Plouă, dacă cu, nu... plouă cu împăcare, eu zic. Dacă nu... ploua, așa am avut Dumnezeu grijă mulțumim. De plouă ca să vă împăcați. Bine. Exact. Plouă cu fericire acum. Nu mergi bine. Să vă pun un par de șampanie, nu. Să ciocniți. Nu, eu nu ciocnesc cu el, nimic. Să ciocnim toți trei pentru clipul care va avea loc. Da? Bine. Hai, Verele. Ți-am zis că n-ai multă minte. Eu? Da. Hai, Verele. Hey, bravo, băi! La mulți ani! Haideți să ciocnim pentru cei 6 ani ai voștri. Nu, pentru... Și pentru clip, și pentru clip. Noua piesă, așa. Da? Perfect, gata. La mulți ani! Bagă! Nu! Bagă, nu te încurca, hai! Hai că am pretenție, Veronica! Hai să mâncăm, hai! Nu! Știi cum ne-am cunoscut noi 6 ani? A? Ce-a fost? Îți amintești, Veronica? Cum era? Era frumos atunci, nu? Da, cum nu era frumos? Da, erai. Hai, lasă-mă. Cine dădea bilete? Aaa, cu bilete, cu astea, mamă. Păi și ce scrie prin bilete? Ia știe ce scria. Dar nu scrie altceva, te iubesc sau altceva. Dar ce scrie? Te vreau. Vreau să ne vedem. Ne exact, întâlnim exact. Ne întâlnim pe colț, în cotitură. La biserică, la... Da, erai tare frumos, vai de mine. Erai prea mult la... La ce?
Dar nu te-am plimbat, nu te-am dus. Ai dus-o cu trăsura. Atunci la Brașov. Am dus-o nou, iar atunci nu a fost de ani, în viața ei nu a fost acolo. Mâncă și tu? Nu. Păi am făcut special pentru tine, ai văzut mâncare am făcut? Nu. Păi de ce te-am dus? Aoleu. Am pregătit special pentru tine azi. Mamă, mamă. Ia ceva dulce de acolo, poate te îndulcești. Nu. Acum, ai văzut, eu am lăsat de la mine, datorită la alții, am lăsat de la mine și tu acum cum te comportești? Deci te uiți într-o parte, eu acum nu am ieșit cu nimic. Dar mie îmi place cum e aici și n-am voie să mă uit. Eu, Veronica, te iubesc până la moarte și vreau să trăim până când Dumnezeu ne disparte. Da. Foarte urât gestul tău acum care îl faci, că te uiți în altă parte. Da. Pentru că situația era foarte tensionată, Rafa a vrut să mai anime atmosfera. Așa că a venit cu o propunere de zile mari, care știa sigur că îi va bucura pe ambii soți. Hai să dansăm puțin, haideți, oameni buni! Hai, Verele, hai, hai, hai! Ieta, Ieta, e Vulpița, Izoleta! Cu sănătatea să te vină! Hai! Ăla-i, hai! Hai! Ia-uzi, dacă facem... Da, las-mă! Hai, Verele, hai, hai, stilul nostru. Hai, Vero, hai, hai, bam, 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 bam. Hai, Verele. Hai, Verele. Iar de la muzică orientală au trecut la hore și sârbe. Ia uite, ia știi, mă, să mână. Dar stai și cu el. Așa, așa, așa. Sus, uite sus. Să să nu pun la o vecină, să curițe de rugină. Hai, toată lumea, nu vă bine așa, am reținut. Hai, motor, motor, motorii, nu mă repede ca mare. Hai, motor, motor, motorii, nu mă repede ca mare. Hai, dai! Supre tare că mă doare de mii, tăpta de mii, dar nici ce că n-am tare. Hai, Verele, hai! Supre tare că mă doare de mii, tăpta de mii, dar nici ce că n-am tare de mii, Verele, dar și-am îmbătrânit. Hai, da! Să-mi drept! Mi-a fris pe și-am să-l duc la o vecină. Bă, uite la mine! Să pune zi de rugină. Sus, stâni-mi sus capul. Dar numai mi-a pris pe lună. La finalul unei zile de sărbătoare, cei doi soți au povestit cum s-au distrat. Cum te-ai simțit? Eu foarte bine, alături de Rafaelo, de Veronica. Eu sunt prietena ta, nu mai stăm împreună. Ești soție, ești prietene, ești de toate. Nu, dar soție mă bucur că v-ați distrat, te-ați transpirat. Ați dansat împreună, am văzut. A fost e, ok. Așa, oleacă. Ca între prieteni. Ca între prieteni. Iubiți. Eu zic că o să fie totul bine. Nu-i așa, Veronica? Nu știu. Ți-a plăcut gestul lui? Să zici încă da, să sperăm că nu.